nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida. Vuelve a mí, ámame sin luz en nuestra alcoba azul. Pasiune și iubire. Zahăr Brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr. Bună seara, Cristi! Sără, îmi pare bine, pare bine că ai ajuns la emisiune. Ai, că în sfârșit. În sfârșit, da, și să ne cunoaștem mai bine. Uite, sinceră să fiu, nu ușor ți-am găsit o asociere, dar la un moment dat a apărut o imagine spontană în ochii mei, a apărut în momentul în care mă gândeam la tine, mă gândeam că pare a fi o fire caldă și luminoasă. Și următorul gând a fost, nu știu de ce m-a dus gândul la călătoriile tale, că tot ba ești aici, ba ești în România, ba ești nu știu unde în Franța, da. La drumurile pe care le bați, la drumurile pe care le băteau părinții tăi prin satele Moldovei și a României. Și mă gândeam la ce vedeau ei, la ce vezi tu, și m-am gândit că poate dacă urmăreau un lan de floarea soarelui și îl vedeau atunci când se plimbau și poate îl vezi și tu acum, undeva privirile voastre se întâlnesc pe acest lan de floarea soarelui. Da, mai ales că eu sunt născut și în august, luna, adică eu ador să dărui floarea soarelui, să dărui aceste flori, mai ales celor apropiați, bunicii și și nu numai. Mă bucur. Și da. Uite, Cristofor este numele bunicului tău. Da, nu? E numele bunicului meu și adică merge dintr-o, deci s-a cadat oarecum, bunicul meu a fost Cristofor, după care Ion, eu iarăși sunt Cristofor și străbunicul bunicului meu la fel a fost Cristofor. Aha. Adică e o tradiție în generația noastră, în generația Teodorovici sau Teodorakis, cum mai venea din Grecia. Să origini grecești, atât da. Are origini grecești. Da. Și fiul tău, cum va fi numit? Fiul meu trebuie să decid eu deja. Bine, nu cred că aș vrea să fie doi Cristofor în familie. O să mă gândesc. Mă gândeam des la faptul că poate ar trebui să le pun numele, dacă voi avea fată sau băiat, Doina sau Ion, dar cred că va fi prea dur și prea dureros pentru mine. Și nu numai poate că ar fi asta. Și nu aș vrea să fie atât de aproape chiar și de sânge față de părinții mei, să nu aibă aceeași soartă sau nu știu. Adică e o chestie care așa de aș vrea să rămână. Oarecum, da, da. Mie îmi place numele Maria și mă gândesc că dacă o să am o fetiță, i-aș pune numele Maria. Frumos. Pentru că, nu știu, sunt și pasionat de studiul creștinismului și în general religiilor. Uh-huh. Inspirat foarte mult după Mircea Eliade și deja da. Acest nume vorbește de la sine. De la sine, exact. Exact. Da, vorbim și despre asta, dar vreau să ne întoarcem la bunicul tău, pentru că mi s-a părut un personaj interesant oarecum. Aș vrea să-mi povestești mai mult. Dacă l-ai prins, este în viață încă? Nu, nu e. Tu l-ai prins, l-ai cunoscut? Deci el a murit și el când avea tatăl meu 10 ani. Aha. Și eu știam o istorie că a fost dus în Siberia. Bine, nu a fost dus în Siberia, cu toate că au fost persecutați mereu în familie. El era preot. Era preot și era profesor la școala de muzică.
A făcut cunoștință cu bunica mea Maricica la biserică. Apropo, uh-huh. el mergea la biserică pentru ca să-și mai liniștească sufletul și mai și ducea slujbele când aveau timp, pentru că erau câțiva preoți în sat. Vorbesc de boghenii vechi. Acum boghenii vechi și boghenii noi în perioada anilor 40-50 și așa mai departe. Și uite că acolo a văzut-o pe bunica mea Maricica, istorie pe care am aflat-o de la Cornelia Teodorovici, fiica fratelui lui taică-meu Adrian. Ea mi-a zis că uite, Berișoara mea, da, care este în Italia acum. Și el a văzut-o pe bunica mea Maricica, Maria, care era... Tot din familie, uite că numele tot. Uite că n-am făcut asocierea niciodată, Maricica, da, să știi. Și a văzut-o mereu într-un zbuciu intern și care puțin se exterioriza. A încercat să vadă care sunt problemele care o macină și așa mai departe și uite așa puțin câte puțin au ajuns la a realiza o familie foarte frumoasă. Mm-hmm. Și bunica? Și bunica Maria am cunoscut-o când eram mic, mi-amintesc puțin din mâinile ei calde și din momentele când mă lua în brațe, asta mi-amintesc anii 80, dar sunt flashback-uri așa, adică destul de interesante. Eu am avut perioada asta până la 10 ani și după 10 ani. Da. Și efectiv asta mi-a creat, poate chiar aș putea spune, un fel de personalitate dublă, pentru că într-un fel m-am dezvoltat după 10 și cu totul altfel până la 10 ani. Deseori mă prind de faza că am anumite maniere și chestii inspirate de la bunici, altele de la părinți. Uh-huh. Și sunt foarte, foarte diferite. Nu spun rele, bune, de toate. Da. Pentru că tu ai fost crescut de bunici din partea mamei, Gheorghe Marin și Eugenia Marin. Da. Iar până atunci, din păcate, nu prea am ținut legătura cu neamurile din partea lui taică-meu. Pentru că și taică mi-a avut o relație mai delicată cu Petre Teodorovici. Da. Au fost mereu și în concurență și oarecare, nu știu, poate gelozie. A fost o chestie de familie internă. Uh-huh. Oricum Dumnezeu să ierte și deja ce a fost, a fost. Da. Dar cu verișorii menții relații? Cu verișoarele am pe fica lui Petre Teodorovici, Laura, care este la Roma și ne scriem, are și un băiat extraordinar, și cealaltă verișoară, deja Cornelia, care e și ea în Italia. Din păcate n-au rămas în țară pentru ca să aibă poate o viață mai liniștită pentru familia lor, dar eu deseori nu sunt de acord și sunt cu părerea că ar trebui să încercăm și aici să facem ceva. Chiar dacă avem tendința să plecăm. Uite, ziceai de o stare mai tensionată între frații, da, Petre și Iona Teodorovici, dar tu ai o fire tare blândă, mi se pare. De la cine ai moștenit această fire? Cum crezi? Păi, bine, era un zbuciu în continuu, dar taică-meu... Eu deseori simt în mine dragostea asta de oameni... Care o avea el. Da, pe care o avea el și dragostea de plai, de de țară. Dorurile noastre românești. Da. Și în același timp simt deseori și reticența maică-mii, care era, bine, era scorpion și era și o persoană destul de introvertă, adică ținea totul în ea și nu se manifesta. Da, ea avea o dramă pe care o trăia zi de zi și mai ales în ultima perioadă, înainte de accident, a suferit mult nopți de plâns, chiar și pe cauza românească, pe cauza limbii române, pe cauza unirii cu România și așa mai departe, mai multe subiecte de genul ăsta, care ea încerca să găsească
să găsească o cale prin care l-ar motiva pe Ion, pe nenea Grigore Vieru, da, să realizeze cât mai mult într-un timp scurt. Pentru că dacă îți dai seama cât au făcut ei în doar 2 ani de la deschiderea granițelor, da, și doar 2 ani au avut, chiar mai puțin, da, până la accident, 19, da. Și cât de rapid au reușit să miște lucrurile. Să miște lucrurile, chiar să fie cunoscuți în România și să motiveze oamenii pentru a-și dori apropierea de Moldova. Uh-huh. E o chestie fascinantă și probabil dacă erau să fie, poate că erau să miște ceva mai mult. Și nu vorbesc atât de unirea implicită, dar vorbesc de apropierea sufletească, da, da, pentru că, da, pentru mine cel mai mult conta în toți acei ani când mergeam cu ei pe la diferite familii, prin diferite orașe, mă purtau pe umăr, obosit, eu eram semi-adormit, cu un ochi deschis așa, dar eram fericit pentru faptul că aveam mereu în jur oameni care își doreau idealuri românești și, și aspirații spre literatură, spre muzică extraordinare. Se cânta peste tot. Era o melodie continuă. Da? Ai imbibat toate acestea. Da, am imbibat și din, uite, spuneai de faptul că mă simți cald și în același timp am prins și din zbuciumul lor, pentru că sunt zbuciumat, uite, ultimii ani, parcă nu găsesc și eu liniștea sufletească, pentru că încerc să despre să, ce să, este acest zbuciu? Să mișc inimile oamenilor de la noi și nu numai de la noi, după cât ai văzut că și din lume, ale românilor, moldovenilor din lume. Și toată această implicare e un consum foarte mare. Sigur. Și în același timp, uite că nu mă pot liniști și tot continuu să-mi doresc tot mai mult și mai mult să schimb ceva și să, cât mai sunt aici pe pământ, să aduc oamenilor o bucurie sufletească și poate aspirații mai multe. Doresc oamenii să aibă aspirațiile pe care le-au avut în anii 70-80, când erau totuși un pic mai... Exact. Mai motivați. Mai citeau o carte mai des, mai mergeau la spectacol. Și, mesajele care erau în versurile cânticilor părinților tăi erau niște mesaje foarte puternice de dragoste, de patrie, cum ziceai, de țară, de neam, de cele mai importante valori, probabil. Așa. Ele te-au format pe tine, da? Zici că trăiești cu aceleași valori. Ce altceva te-a format? Ce altceva a influențat la formarea ta? Bine, la un moment dat am început să... Bineînțeles că și dragostea bunicilor și așa mai departe, dar am descoperit generația 27, adică Mircea Eliade, Ionescu, Mihail Sebastian, Cioran, marele nihilist al secolului 20. Și toată această pleiadă de oameni de artă ai României Mari, să spun așa, pentru că asta a fost în perioada României Mari, mi-a adus noi pofte de a avea o perspectivă asupra zilelor noastre. Eu am înțeles că în principiu noi trăim acum o dramă în sensul esteticii și a prețuirii artei. Deci arta și muzica în genere, pictura, filmul, fotografia sunt într-o criză grozavă în zilele noastre, în aceste decade. Nu mai există
Da, adică oricine poate face muzică, oricine, în momentul dat, din cauza tehnologiilor, din cauza la tot ce se întâmplă în jur. Și din această cauză își pierde din valoare orice este scos. Chiar și eu să scot o piesă acum, ea va fi populară cât maxim o lună. Și în același timp noi ascultăm, de exemplu, Rachmaninov, Tchaikovsky, Debussy și așa mai departe, deja de peste 100 de ani. Deci te-ai orientat tu spre jazz și spre muzica asta care rămâne în timp? Probabil și asta nu. Jazzul e mai mult o preferință personală, dar încerc să scap de superficialitate și îmi doresc o complexitate în artă accesibilă. Adică la complexitate fel cum, accesibilă. Da, da, pentru că e un oxymoron oarecum. La fel cu muzica lui taică meu, ea este de o complexitate deosebită, orchestrală și armonic vorbind. Și pe de altă parte este accesibilă, cum spunea Tudor Chiriac, e ca și cum am mai auzit undeva aceste melodii. Exact. Da. Da. Și toată această pleiadă de artiști ai generației 27 și nu numai din România, bine și din Spania, Luis Buñuel, Federico García Lorca, ei toți m-au adus la o perspectivă a mea personală față de lumea din jur destul de absurdă. În sensul că mie mi se pare că noi la momentul dat trăim niște timpuri când arta a ajuns la un nivel de la care nu poate fi privită decât ca un teatru absurdului. Dar aceste crize nu creează genii, nu creează oameni speciali, deosebiți? Nu se conturează cumva pe aceste crize niște talente speciale? Dar nu cred că noi deocamdată ne dăm seama de această criză. Păi nu, asta probabil faza, în timp se va vedea. Eu cred că e o perioadă acum în care noi încercăm să ne adaptăm acestor tehnologii și tot ce se întâmplă în jur și în genere aspirațiilor omenești față de artă care au căzut eștafeta foarte jos. Ziceai tu într-un interviu că există partituri scrise de tatăl tău care încă nu le-a auzit nimeni, la care lucrezi și acum. Exact. Da? Le vom auzi? Deja câteva din ele le-am lucrat cu noul proiect pe care l-am înființat cu Alde Teodorovici Orchestra. Am format acest proiect și pentru a realiza toate aceste piese și partituri neterminate de tatăl meu. Avem un program care conține, cred că, peste 10 piese deja totalmente necunoscute din acele partituri. Și e un lucru continuu de a le aduce ascultătorului. Adică, da, eu în orchestră am 3 viori, 3 suflători și deja partea ritmică, tobă, bas, chitară, clape și 2 back vocaliști, adică 2 back vocaliste. Și cu ajutorul lor eu reușesc, pentru că taică mi-a scris aranjamente destul de complicate, să dau viață, uite, acestor piese. La asta lucrezi acum? Da, la asta lucrez acum. Lucrăm la albumul într-un fel anume, uite că mi-a venit și ideea acum cu tine. Aș putea poate chiar să-l numesc piesele vorbind acum, bine, o să găsesc o denumire care ar fi potrivită pentru asta, dar piesele neterminate de Ion Aldea Teodorovici sau ceva de genul ăsta și continuate de Cristofor Aldea Teodorovici. Sunt piese ca Iubirea mea târzie, scrise cu domnul Caramitru, dacă nu greșesc, Dorul meu, scrisă pe la 18 ani de Ion Aldea Teodorovici. O rămâi, scrisă pe versurile lui Mihai Minescu și scrisă
tradus versul în rusă. Adică e de astanse, o astanse, e iubit. Ce frumos! Și e interesant că eu acum îl cânt în română. Adică cu versul în română și câteva din ele deja le-am cântat la diferite concerte, la Viena, am avut o premieră, de exemplu, cu piesa O Rămâi. Și e o bucurie faptul că după atâția ani reușesc să scot piese care pot fi șlagăre garantate, neștiute nici chiar de mine. Foarte frumos. Dar, zi-mi, în duet mai cânti? Deocamdată nu cânt. Deocamdată a fost frumoase duetele tale cu Adriana Rusu. A fost foarte drăguț. Da. A fost foarte fain și în același timp m-am gândit că trebuie să mă afirm eu ca artist solo, după care voi ajunge la anumite cote de popularitate în rândul vorbitorilor de limba română. Doar atunci o să încep să mai fac duete, pentru că se dispersează puțin atenția și fiecare trebuie probabil oricum să-și lucreze la cariera sa solo. Dar puțin despre popularitate, cred că toată lumea te cunoaște, toată lumea știe cine ești, dar chiar vreau să te întreb dacă nu te-ai simțit cumva sunt palca, știi? Dacă n-ai crescut, tu ai crescut practic sub vizorul unei țări întregi. Te-ai simțit așa? Uite, ai avut senzația asta că toată lumea te urmărește, toată lumea comentează cumva, are nevoie să se implice într-o oarecare măsură? Da, bine, mie mi-a părut cel mai antipatic moment în toată chestia asta era când lor le era jale de mine și mie nu-mi place momentul ăsta de... Ei nu cunoșteau ce e în sufletul meu. Exact. Și poate că eu nu eram atât de trist. Poate că eu nu am simțit pe pielea mea drama accidentului părinților mei atât de dur. Așa cum eu, ei așa cum l-au spuneau, simțit da, ei, și poate, cum chiar. Vroiau să-ți transmită. Da, poate. Adică eu l-am... Eu mereu am avut o atitudine destul de... nu aș spune rece, dar o atitudine destul de, cum să-i spun eu, să-mi accept destinul, înțelegi? Adică, de mic copil ai avut această atitudine. Pentru că eu eram evlavios, eram și destul de credincios de mic, așa de am mic. Fost crescut. Și pentru mine conta chiar fiecare vis și faptul că eu îi visam pe ei mei și ei îmi spuneau că totul va fi bine. Și maica mea mi-a zis și chiar maica Domnului într-un vis mi-a zis, eu atunci la 11 ani m-am liniștit, știi? Și am perceput totul ca atare. Adică nu... Însă oamenii mereu mă vedeau și îmi ziceau, bă, săracul de el, săracul de el. Și eu, chestia asta, adică atitudinea asta, nu, eram destul de învrăjbit așa. Revoltat? Erai revoltat, da. Și în același timp... Și reușeai cumva să le zici ceva înapoi sau nu mai ziceai nimic? Cum te comportai? Eu mereu m-am gândit la faptul că pe seama popularității care mi-au dat-o numele părinților mei, pot să încerc să schimb și eu ceva. Totuși mă doare de ceea ce se întâmplă chiar și în Moldova la nivel muzical deocamdată. Nu înseamnă că ceea ce fac eu e ceva extraordinar, dar... Dar oamenii măcar ceva. Încearcă, adică eu încerc măcar să fac asta prin într-o orchestră mare, de exemplu, cu aproape 14 oameni. Ca să răsune, ca oamenii să audă. Și când văd artiști de la noi și chiar artiști consacrați, care au lucrat și cu tatăl meu, care își fac toate aranjamentele doar cu o clapă, și dau pe asta 102 de euro, mie mi se pare asta... o modalitate ieftină de a face bani și nu de a încerca să mai promoveze arta. La momentul dat, toți sunt înnebuniți la a face bani, a face cât mai mulți bani. Și, bine, poate era și ăsta momentul pe vremuri când erau părinții mei. Că țin minte că
lucrau un concert pentru 20 de ruble și, și nu, nu era atât de ușor. Uh-huh. Dar uneori, eu mai țin minte că ei lucrau și concerte pentru o bucată de pâine chiar și un sac de cartofi, de exemplu. Așa era pe vremuri. Pe vremuri așa era. Și omul nu se gândea, nu era atât de mercantil ca în ziua de astăzi. Și mă gândesc că poate totuși prin popularitatea pe care mi-o dau mie părinții mei pot să schimb ceva la nivelul gusturilor estetice ale moldovenilor. Adică muzica aceasta folk, muzica părinților. Eu vreau să cred, tind să cred că îi face oamenii mai buni. E la fel ca o rugăciune. O rugăciune care cu siguranță te aduce... Ceea ce este spus din suflet și sincer, totul sună ca o rugăciune. Exact. Mulțumesc! Uh-huh. Da, spune-mi, te rog, notorietatea părinților tăi te-a ajutat, dar te-a și încurcat? Te-ai gândit la asta? Știi ce vreau să te întreb despre faptul dacă te-ai simțit umbrit cumva? Este oarecum problema tuturor copiilor, legendelor, de a ieși din umbra părinților? Mai mult... Eu aș spune că am profitat de această popularitate, pentru că în felul ăsta am... Bine, eu am și alte proiecte totalmente diferite de ceea ce fac pentru promovarea memoriei părinților. Da. Și acolo, normal, că nimeni nu știe cine sunt și eu mă simt poate că mai în largul meu. Adică atunci când dai un concert la Berlin sau la Moscova undeva, și, uh-huh, și ai 1000 de oameni în față care habar n-au cine ești și tu lucrezi cu ei doar ca artist, ca om. Uh-huh. Dar le povestești și... ceva din istorie? Nu, normal că nu. Nu. Uh-huh. Păi da, e muzica pe care o fac împreună cu trupa din care fac parte. Uh-huh. Și poate că atunci sentimentul e diferit de ceea ce simt când cânt muzica părinților. Cea mai dură, cel mai dur moment pentru mine în legătură cu oamenii, cu memoria lor, e când cânt piesele patriotice, arhicunoscute, gen Eminescu, Pentru ea și așa mai departe. Da. Bine, atunci mi se pare că chiar câteodată mă deranjează faptul că mă compară des cu ei și îmi spun, uite, în sfârșit, vocea ta seamănă cu arătă ai câtul. Și mie mi se pare asta o absurditate. Dar e și normal, dacă e aceeași piesă, eu le cânt deja de atâția ani și e și normal câte puțin să găsim similitudini. Dar cu anii deja percep asta... Încep să te detașez. Da, amuzant percep toate chestia asta. La fel ca și pentru că ți-am zis că mă inspir foarte mult de la Ionescu și încerc să privesc totul într-o lumină comică și ironică, să spunem așa. Și atunci singura ce m-a salvat în acest an care a trecut, 2014, e proiectul ăsta al de-a Teodorovici Orchestra pe care l-am format și cu ajutorul căruia nu mai cânt cu negative piesele părinților. Și să știi că e cu totul altă energetică. Când am ieșit la București la Sala Aparatului și am cântat Pentru ea și Eminescu într-un aranjament pe care eu mi l-am adaptat vocii mele și cum prezint eu, am simțit că deja nu încerc, adică eu le redau aceste piese deja cu totul altă lumină. E ca și cum în mine ar bate un reflector, iar eu aș fi un alt reflector care ar bate o altfel de lumină. Uh-huh. Și reflectorul acela care bate în mine e al părinților, dar și multe alte reflectoare bat în mine, de unde mă inspir eu, pentru că eu sunt un amalgam de dorințe estetice, muzicale și nu numai, chiar și de mă inspiră deseori legăturile dintre muzică și arhitectură, legăturile dintre muzică și pictură și așa mai departe. De exemplu, când studiam Stravinsky la facultate, am găsit
o legătură dintre el și Hogarth, care este un pictor din secolul 18-19 și adică nu chiar sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Și era o pictură care se numea Rake's Progress, care era curios, dar această pictură a nimerit pe mâinile lui Stravinsky și Stravinsky a făcut această operă pe baza unor picturi. Și toate aceste chestii sunt în capul meu, pe lângă muzica venită de la părinți. Exact. Și normal că eu sunt o personalitate diferită de ei și în același timp sunt ceea ce sunt, ceea ce erau ei. Adică e un mers. Poți ca o paradă, identifici un moment când ai început să te detașezi mai mult? Păi la vârsta de 20-21 de ani, când 18-21 de ani, când a început să-mi placă și jazzul cu care taică mi-a flirtat, dar și am și câteva piese care o să le punem pe colecția de aur. A încercat să facă și el câte ceva jazz. Normal că în toată acea perioadă sovietică nu era voie să ascult jazz și era o muzică interzisă. Dar uite că el a flirtat cu asta și ăla a fost începutul detașării mele de tot ceea ce înseamnă și muzica părinților. Adică, da, concomitent cu studiul muzicii părinților, eu studiam chiar și Michael Jackson, îmi plăcea foarte mult. Și Michael Jackson, apropo, a fost pentru mine o scăpare în acei ani, în 92, pentru că ultimul concert la care am fost înainte de moartea părinților a fost la Michael Jackson. Ei au insistat eu să merg. Live la București. Sărbul la București. Și m-au luat dansatorii maică-mea pe umeri. Asta era la începutul lui octombrie, în 92. Și la sfârșitul octombrie deja a fost accidentul. Aha. Și eu, probabil chiar acel concert a fost un nou început pentru mine, adică o nouă cale pentru mine, inspirat de tot acel show, de toată acea nebunie, pe care, apropo, vreau să-l fac și cu această orchestră, pentru că facem și coreografie. Acum caut potențiali parteneri pentru a ne ajuta cu rochile pentru fete, cu sacurile pentru băieți. Vreau să fac un spectacol teatralizat totalmente pentru scena noastră moldovenească, românească. Chiar ziceam mai devreme, că mă uitam la tapetul ăsta, zic ce fain ar fi să fie în rochile fetelor, poate cu o textură ceva de genul anilor 30. Și uite că în felul ăsta, visul pe care l-au avut și Ion și Doina în 92, ei își doreau să realizeze un teatru de muzical pe scenă, care se numea Cărăbuș. Da. Ei au și dat denumirea și taică mi-o mai țin minte până acum, a venit în pragul ușii ultimul nostru zâmbet unul cu altul și cu bunicii și mi-a zis că uite, venim din călătoria asta și începem să facem teatru și o să te duci tu la învățătură la București. Și nu l-am mai văzut după aceea. Dar la învățătură te-ai dus la București și teatrul faci. Da, acum. Și teatrul fac. Când trebuie să apară? Totul depinde și de partenerii pe care o să-i găsim. E un proiect foarte ambițios și, bineînțeles, și financiar costisitor. Să îmbraci, hai să presupunem că uneori pot să mai iau, pentru că i-am... Componența totală e de 14 oameni, dar pot să încerc și cu 12. Nu e atât de ușor. Deci noi facem deocamdată coreografie pentru fiecare piesă, am pus oglinzi în sala noastră de repetiție și e o muncă asiduă. Acum înregistrăm și albumul și câte puțin în acest an 2015, 2015. Sper că o să... Da, eu în genere mi-aș dori asta să fie până în toamnă deja tot produsul ambalat și prezentat publicului. Spune-mi, eu nu sunt sigură că știu, dar tu cu siguranță cred că știi povestea de dragoste a părinților tăi. E o curiozitate a mea. Cum s-au cunoscut? S-au cunoscut la o înghețată.
Bine, chestia asta mai bine ar spune o bunică mea, pentru că ea a fost în toată acea perioadă, dar din spusele lor, eu știu că el era, taică mea era cu Petrică Mălai, prietenului bun cu care au cântat și în Contemporanul, și în Rock, și puțin în Orizont. Era un parc, în parcul Pușkin pe vremea aceea. Și maică mea era cu o prietenă, au ieșit la plimbare și uite că l-au înghețat, au făcut cunoștință și au fost împreună, cred că, 4 ani de zile până la căsătorie. Deci s-au cunoscut prin 78-79, cam așa, când, exact perioada când taică mea începea să lucreze cu Grigore Vieru, când s-au cunoscut și când au făcut prima piesă, Iartă-mă. Dar simt, ei și-au dorit ca tu să devii muzician? Păi nu prea și-au dorit, dar asta cred că e o discuție pe care orice muzician o are în familie. Sau actor, sau... Adică e o profesie pe care, care ea te alege, probabil, și... totul depinde de atmosfera în care ai locuit când erai mic, pe care ai trăit-o fiind în familia ta. Îmi spuneam, mai imbibat asta din familie, din muzica lor. Chiar ieri seara vorbeam cu saxofonistul meu din formație, Dumitru Sergeiu. El are un băiat acum născut și mai are încă unul care are deja 6 ani. Și el îmi zice, nu știu dacă aș vrea să fie muzician. Dar văd că nu am de ales. Adică sigur va fi și el saxofonist. Și e o chestie care, știi, mi-am dat seama după exemplu la mai mulți artiști, nu-mi dau seama acum să-ți dau un exemplu, dar tare mulți din copiii artiștilor mari au răscrucea alegerii pe la 20 de ani. Sau aleg să fie totalmente muzicieni, sau aleg totalmente să altă totalmente altă cale. Și eu cred că e o alegere personală și depinde de simțurile și de dorința de a prezenta ceva lumii. Adică când vrei să schimbi ceva prin muzică, deja înseamnă că nu poți să acorzi timp la alt job. Deci, probabil, prin orice facem, prin orice profesie, vrem să schimbăm ceva. Și cum zici tu, deja depinde de ceea ce simțim, de simțirea noastră interioară, prin ce ne manifestăm. Da, așa este. Pentru că noi putem fi, dacă ești muzician, poți fi chiar în contact direct cu oamenii și poți să încerci, iar dacă nu ești muzician, poți să încerci prin diferite căi să fii acea surcică care poate schimba ceva, mersul și așa mai departe. Bine, pentru oamenii de artă, uneori, e mai ușor prin versuri să vorbească cu publicul și să schimbe ceva. Pentru ceilalți e mai greu și de aceea probabil mulți aleg calea artistică sau chiar calea de a scrie versuri și așa mai departe. Ziceai într-un interviu că n-ai putea să trăiești fără oamenii din jur, ca oamenii care te înconjoară, că este foarte important contactul cu oamenii și că n-ai putea să trăiești fără credința în Dumnezeu, cum ai spus mai devreme. Ai zis că de copil ești evlavios, da? Dar cum? Erau discuții în familie? Mergeau la biserică părinții tăi, bunicii? Ți-au povestit despre bunicul Cristofor? Sau ai simțit tu asta? A fost o combinație? Cum? Știi, e o chestie ciudată de faptul că totuși mereu subiectul familiei, adică subiectul familiei Aldea Teodorovici din partea tatălui a fost tabu în familia noastră și eu n-am știut nimic despre bunicul meu, bunica mea era acolo, dar nu mi s-a povestit foarte mult decât după 20 de ani, după ce am împlinit. Până atunci nu știam mare chestie despre asta și nu știu care au fost cauzele care au dus la asta. Poate a fost și, cum ți-am spus, de Petre Teodorovici, așa mai departe, și relația lor familială. Și relația cu Dumnezeu, bine,
Eu normal că sunt și păcătos, adică nu... Toți suntem. Toți suntem, știu, dar cu... sentimentul pe care l-am și care mă apropie de Dumnezeu, ar trebui să nu fiu chiar așa de păcătos și să țin mai mult posturile, să nu vorbesc cuvinte urâte și așa mai departe, știi? Uneori le mai țin, uh-huh. Știi? Și probabil e faptul că și profesia de muzician e destul de... în ziua de azi aș putea spune că e... Nu vreau să spun cuvântul murdar, dar e procesul în sine poate fi foarte nervos. Adică, mai ales când ești într-o formație, sunt și momente de bunătate și de inspirație și așa mai departe, dar cel mai des sunt și certuri. Certuri în formație care creează. Ca să fiu sincer, mie mi-este greu să-mi imaginez cum te cerți tu. Nu, dar nu e ceartă. E o ceartă constructivă. Dar oricum... Dezbate. Fiecare își pune părerea. Că el vrea să fie modulația acolo, că el vrea să fie nota, melodia acolo, că în aranjament, că eu vreau așa, că nu, că ei zic că nu e așa de bine, că melodia e la vioară, nu o să sune și eu vreau. Și în același timp, de ce o contradicție continuă, știi? Și asta e bine, dar câteodată mi-e dor de momentul ăsta componistic pe care l-avea taică-miu și la care eu n-am ajuns, din păcate, poate o să ajung o dată să compui muzica în tăcere. Și am mai spus asta într-un interviu. Știi că gândul odată spus deja e minciună. Și ceea ce e scris pe hârtie, de exemplu, dacă iei o foaie de hârtie, o foaie de note, da, și scrii melodia, armonia, toată verticala pentru orchestră, fără să o cânți, scrii doar ceea ce auzi în cap, dar trebuie să ai auzul intern foarte bine dezvoltat, e cu tot o altă senzație ca, de exemplu, când te așezi la pian și cânți deja, pentru că adică eu așa percep muzica. Pentru asta, de ce ai nevoie de liniște totală? Da, trebuie să fie liniște totală și trebuie să stai doar tu în față cu partitura, după care, dacă și-ai scris, auzi totul asta în cap, poți să controlezi la pian. Și ai avut momente când ai plecat, te-ai izolat și ai făcut asta? Îți spun că asta e foarte complicat. Trebuie să ai auzul intern foarte bun și să ai studiile bine definite, de conservator, de mult solfegiu, pentru ca tu să începi să auzi toată orchestra în capul tău și doar în felul ăsta o să poți să creezi o partitură în tăcere. Pentru mine asta e metoda ideală. Eu nu știu, poate că alții, bine, eu nu vorbesc de talente născute cum era Mozart și așa mai departe. Ei probabil puteau să facă totuși această conexiune dintre note, pian, gândire și așa mai departe. Dar uite cum am abătut puțin de la tema cu Dumnezeu. Nu, am simțit mereu o atracție față de rugăciune și de a studia Biblia, să spunem așa. Și nu numai Biblia, pentru că am început să studiez într-un studiu comparat și Tora și Bhagavad Gita și Coranul și așa mai departe. Adică eu eram curios la un moment dat de ce evreii nu recunosc pe Iisus și am început să caut toată această informație. Am auzit că bunica mea după mamă era furman și credeam că poate că am și sânge evreiesc și maica mea până la urmă totuși nu știu dacă e chiar așa, dar eram curios acest studiu comparat inspirat după Mircea Eliade între iudaism, creștinism și așa mai departe. Adică e ceva ce mă preocupă, e un hobby al meu, să spunem așa, și un hobby, dar nu este un hobby separat de tine, oarecum tu trăiești în asta sau este un separat? Adică credința este în tine. Da, credința e mereu în mine. Da. Bine, eu oricum doctrina creștină o împărtăș, adică nu că o împărtăș, dar o simt cu toată inima. Dar sunt curios ce se întâmplă, cu toate că... Și cu alte religii. Dar zi-mi tu, pentru ce ești recunoscător lui Dumnezeu? Vai, pentru marea șansă care mi-a dat-o
să ascult muzica pe care o ascult, să am... să fi avut așa părinți frumoși, care prin intermediul cărora am înțeles atât de multe despre lumea aceasta, despre artă. Posibil că dacă nu aveam nu eram născut într-o familie de intelectuali, nu era să am aceste aspirații și aceste dorințe de a mă manifesta în artă, în așa fel cum o fac, și încerc să-i mulțumesc pentru gusturile pe care mi le-a dat. Eu mă consider un ales al lui Dumnezeu în direcția asta, pentru că nu oricine ascultă orice și nu oricine ascultă, adică își dorește să caute poezie, să caute muzică și așa mai departe. Și mulțumesc pentru faptul că îmi dăruie tot timpul oameni frumoși în jur. Pentru că ei, chiar dacă se mai întâmplă să nu meargă comunicarea sau ceva, oricum viața e caosită și cei care trebuie rămân lângă tine. Important e, rămân la aceleași cuvinte pe care le-am spus când aveam 10 ani, mulțumesc pentru că ne-a dat așa o menire de frumoasă. Dar tu crezi în soartă, în destin? Tu crezi că ăsta a fost destinul părinților tăi? Că așa a fost să fie pentru tine destinul tău? Da, eu cred și îmi dau seama că ei, judecând deja după multe biografii pe care le-am studiat, îmi dau seama că ăsta a fost un moment propice să-i ia de lângă noi. Ei deja au făcut atât de mult, dacă îți spun că au trecut mai mult de 20 de ani. Da. Și eu mai descoper piese. Îți dai seama cât au făcut ei pentru omenire? Sau bine, pentru cei care vor România și nu mai, că poate că prin intermediul meu o să se afle și la alte festivaluri. Ce noroc să aibă un copil care să le continue și meseria și să le păstreze memoria atâția ani. Da, eu sunt într-un fel oarecare un fel de gardian al muzicilor și de aceea să nu se supere alții când îi dau judecată sau când sunt foarte dur cu moștenirea pe care mi-au lăsat-o ei. Eu nu pot permite să aud Eminescu cântat cu un aranjament prost sau cu un aranjament cu de 2 bani. Apropo, trebuie să vină la tine cumva, tu trebuie să semnezi ceva, tu ai drepturile. Sigur. Da. Deci trebuie să mă contacteze, să vedem ce și cum. Chiar și cu Anastasia Lazariu, că am vorbit, piesele care... Ea cântă foarte frumos, dar sunt anumite aranjamente pe care nu mă aranjează. În comparație cu ceea ce a făcut taică-miu, sunt unele mult mai slabe și atunci chestia asta depinde foarte mult și de orchestră sau de un sound mai mare, un aranjament mai bogat. Și le-am zis, zic, nu, adică tot ceea ce e făcut mai ieftin sau nu știu, adică nu e făcut atât de minuțios, trebuie revizuit. Trebuie revizuit. Ei trebuie să coordoneze exact, cu tine, exact, da? Da. Am înțeles. Și de aceea, de aia și zic, uite, acum a venit gândul ăsta că sunt gardianul muzicilor. Și asta nu cu răutate, ci cu tendința de a păstra ce au făcut ei într-o lumină frumoasă, într-o lumină... Și cât mai autentică, cât mai aproape de ceea ce au făcut ei. Sunt gata pentru viziuni noi și normal, dar nu sunt gata pentru a face produse de 2 bani din muzica lor. Și a le face comercial. Da, probabil. Și a le face comercial pentru a face bani. Acum am avut și o chestie cu o domnișoară în România care cântă Eminescu și eu am zis, zic eu, sau modificați aranjamentul sau pur și simplu eu n-am nevoie de bani. Eu nu vreau pur și simplu să fie cântată piesa asta dacă nu e cântată într-o lumină muzical vorbind apropiată de ceea ce a făcut Ion și Doina. Și ultima întrebare vreau să te întreb, ce-ți dorești tu cel mai mult acum? Probabil la diferite etape ale vieții ne dorim diferite lucruri. Acum, care este cea mai mare dorință ta? Bine, să știi că dorința pe care o am să o fac până la 40 de ani e să,
să merg la compoziție la, la conservator, ceea ce o să-mi dea o gândire mult mai, mai profundă, muzical vorbind, și de aranjament. Și nu știu cum să găsesc acești, 4-5 ani. Uite, nu știu cum să-i găsesc. Am 32 acum. Cum? Îți trebuie mai, trebuie să mult? Tot, totul, toate proiectele oarecum deoparte și să mă apuc de conservator de compoziție. Trebuie să mai, întreb cum a reușit taică-meu să facă asta în acei ani, în 81, când a intrat la conservator, sau 80. Și era deja destul de în vârstă, adică la, la compoziție trebuie să intri la 20, 22, 25 de ani. El a intrat la 30, dacă nu greșesc. Niciodată, nu-i târziu să Și asta e un vis pe care l-am deja de 10 ani și nu știu cum, o să realizez, dar caut modalități acum să, văd. Poate reușesc la fără frecvență, la... E o chestie care m-ar ajuta și pe mine și, muzica părinților și muzica mea și, în genere m-ar, ridica pe mine ca, intelectual în muzică. Și iubire. Zahăr brun, cincine mioare. Din adevărata trestie de zahăr.